Salutare lume, bine v-am regăsit la un videoclip marca TMC. Astăzi vom vorbi iarăși despre design, însă de data aceasta vreau să vorbesc despre un subiect ce s-ar putea să intereseze mult mai multă lume, și anume hainele. În primul rând vreau să clarific diferențele dintre un fashion designer și un graphic designer specializat în haine. Un fashion designer se ocupă cu realizarea întregului element de vestimentație. Aici vorbim despre alegerea țesutului, alegerea croielii, alegerea materialului, designul întreg al hainei, cum să arate aceasta și, în general, tot designul legat de aceasta. Pe de altă parte, un grafician se ocupă numai cu realizarea unui design pentru haina ce va fi lansată. Dacă vrei să devii personal un designer de haine, sau mai bine spus un grafician de haine, trebuie să iei în considerare anumite elemente. În primul rând, există ceea ce noi graficienii o numim culoarea sezonului. Majoritatea brandurilor folosesc această culoare în multe haine pe care le lansează, iar această culoare este folosită de mulți graficieni. De exemplu, culoarea sezonului de anul trecut a fost un fel de violet lila folosit în mare parte de Pantone. După părerea celor de la Pantone, culoarea acestui an va fi așa numita Living Coral, care este un fel de rozaliu spre portocaliu. În afară de culoarea sezonului, mai avem de asemenea și elementul grafic al sezonului. De exemplu, anul trecut, multă lume a fost înnebunită după șarpele realizate de cei de la Gucci. De asemenea, pentru fiecare anotimp al anului, majoritatea hainelor se schimbă între ele. Nu mai porți numai tricou, porți și o geacă. Spre exemplu, anul trecut, un element de vestimentație foarte popular a fost geaca verde pentru fete cu blăniță. Anumite tipuri de haine sunt însă mereu căutate pe toată perioada anului. Vorbim aici de hanorace, vorbim de ciorapi lungi cu diferite elemente grafice, tricouri minimaliste, șepci, de asemenea și pantofi de sport lejeri care se pot purta în majoritatea ocaziilor. Un lucru foarte important în designul pentru haine este principiul de simplitate nu se aplică neapărat. Chiar dacă într-un videoclip precedent am precizat că designul se concentrează foarte mult pe simplitate, în domeniul hainelor această regulă se poate ocoli. Anumite branduri celebre în ultimul timp au început să adapteze niște designuri foarte complexe pentru a capta atenția cumpărătorilor. Aici vorbim despre whole body design și big graphic design. Whole body design se referă la un pattern sau un design mărit pe toată suprafața unui element de vestimentație în așa fel încât să formeze o fluiditate a acestuia. Big graphic design se referă la un element grafic poziționat foarte mare pe suprafața elementului de vestimentație, acesta fiind focusat să arate cât mai bine. Însă, cu toate acestea, un designer poate adapta și minimalismul și simplitatea la designurile de haine. Dacă până la urmă un designer se hotărăște să aplice funcționalitatea simplității în designul pentru haine, acesta se poate adapta la centre de interes precum animalele, anumite hobby-uri a unei persoane sau pur și simplu anumite motouri în viață pe care aceștia pot să le aibă. Majoritatea brandurilor cunoscute, de asemenea, încearcă să-și adapteze o imagine proprie. În această categorie putem include Nike, Adidas, The North Face și Gucci. Nike de obicei folosește o linie cât mai simplă verticală pentru hainele sportive. Designerii de la Adidas au cele 3 linii celebre pe care încearcă să le adapteze la fiecare haină. Cei de la The North Face își plasează mereu logo-ul în același loc, fie este vorba despre o geacă, fie despre un tricou. Aceștia își plasează logo-ul mereu în partea dreapta sus, pe orice haină. Iar cei de la Gucci mereu încearcă să adapteze acele linii pe care le folosesc în mare parte, și anume verde, roșu, verde. Această combinație este celebră celor de la Gucci, iar majoritatea persoanelor recunosc brandul. Designul de haine este mult mai simplu decât majoritatea persoanelor ar putea crede. Totul începe cu schițarea unor cutout-uri sau wireframe-uri sau sketch-uri. De exemplu, personal am aici un cutout care arată structura unui hoodie simplu. Ca să o iau mai pe scurt, un cutout include toate părțile dintr-un hoodie care vor fi decupate, iar pe toate părțile acestea se va realiza designul individual care va fi trimis la print. Pe baza acestor schițe se vor trece toate elementele și în Adobe Illustrator sau orice program de design. După ce grafica va fi realizată conform minții designerului, acestea vor fi trimise la o casă de print.
Casele de print au nevoie de fiecare element trimis separat, deoarece numai în această modalitate ele vor putea să integreze designul conform creativității designerului. După ce elementele de vestimentație au ieșit de la print, ele vor trece printr-un proces de marketing. Designerii sunt de asemenea preocupați cu realizarea unor mock-up-uri sau unor ședințe foto pentru promovarea acestor haine. Cam atât am avut de spus despre designul de îmbrăcăminte sau despre sfaturile pe care aș putea să vi le dau personal. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe la canalul nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați că feedback-ul vostru este foarte apreciat, deci dacă aveți ceva să ne comunicați, nu uitați să dați și un coment. Mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Steve și până pe altă dată, vă salut!